Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru prezența tuturor celor care au reușit să intre. Sper că se va găsi explicația produsului și pe alte surse, precum YouTube-ul. Astăzi vom vorbi despre acest nou supliment al companiei noastre, care chiar este un super supliment. Se numește TNS Fizi Forte. Este o nouă formulă îmbunătățită. Iar această nouă formulă ne ajută pentru factorul cel mai important care îl ducem cu noi zi de zi, și anume energia. De aceea, chinezii, în primul rând, spuneau de fiecare dată: într-un corp sănătos trăiește un spirit sănătos. Ceea ce înseamnă mai mult decât îngrijirea firească a corpului și îmbunătățirea stării noastre generale de spirit și de bunăstare. Energia vitală, conform filozofiei chineze, este un aspect fundamental care ne afectează sănătatea de zi cu zi. Pentru că ea, dacă nu este menținută în parametrii firești, ea este sursa existenței noastre. Și la urma urmei, chiar și cea mai mică perturbare a acesteia pur și simplu ne afectează fluxul vieții. Și toate acestea pot să producă impacte negative asupra funcționării corpului nostru. De aceea, în vremurile în care trăim astăzi, suntem expuși la foarte mulți stimuli. Iar lipsa de energie, în mod normal, ar trebui evitată cu orice preț, pentru că ea este cea care ne echilibrează viața. Pentru acest lucru, acesta este de fapt acel motiv fundamental pentru care acest Fizi Forte a fost creat, pentru a ne echilibra această viață, cum îi spunem noi, mai mult dezordonată, care o avem în zilele acestea moderne. Iar acest efort pe care îl depunem prin stilul nostru de viață actual, prin procesarea emoțiilor care le avem de zi cu zi și prin alimentația pe care o ducem, acest Fizi Forte într-adevăr prezintă un mare ajutor în viața noastră și în activitățile noastre zilnice. Acest nou Fizi, trebuie să vă spun că este îmbunătățit cu două formule chimice, astfel încât acest magneziu pe care îl conține este utilizat foarte ușor de către organismul nostru. Sunt trei forme de magneziu care sunt prezente în acest produs. Vorbim de carbonat de magneziu, citrat de magneziu și chelat de magneziu biglicinat. Este o formă de hidroxil de magneziu. Respectiv, pe lângă componenta principală, mare ingrediente, cum este vitamina C, vitamina B2, vitamina B1, B6, B12, care la fel sunt componente care ne ajută în menținerea și în reglajul energetic al corpului uman și a ne scădea acea senzație de oboseală sau chiar de epuizare pe care o dobândim zi de zi. Așadar, acest TNS Fizi Forte, ca și caracteristică, în primul rând, are efect pozitiv asupra tuturor funcțiilor organismului. De trei ori este mai rapid ca și nivel de absorpție față de orice alt supliment care există astăzi. Sunt tablete solubile în apă, foarte ușor de utilizat, efervescente, o să vorbim despre ele mai târziu. Iar noile ingrediente, care este L-arginina, L-carnitina și superoxid dismutaza, sunt trei ingrediente cheie care ne cresc abilitățile referitor la partea de pierdere energetică. Așadar, aceste ingrediente au un efect bun asupra corpului nostru, atât din punct de vedere metabolic, cât și din punct de vedere al influențării sistemului nervos central. Exact cum vedeți în imagine, toate aceste grupe de vitamine care sunt introduse, respectiv influența este și asupra unei absorpții mai bune în corpul nostru anumitor resurse care le introducem pe baza alimentației, care contribuie la menținerea
în primul rând a colagenului, a distribuției spre sistemul osos și muscular în corpul nostru. Ceea ce au introdus în plus este acest mangan, care contribuie foarte mult la introducerea elementelor vitale în țesutul osos. Așadar, primul ingredient important, așa numitul magneziu. Deci este el important în corpul nostru. Eu ceea ce pot să vă spun despre el este că intră în grupa celor patru minerale esențiale pentru corpul uman. Deci după calciu, după fier și după seleniu, este al patrulea ca implicare în corpul nostru. În primul rând, este implicat în peste 600 de reacții celulare, începând de la producerea de ADN și ARN și până la contribuția pe care o are în tot ce înseamnă contracția mușchilor noștri. Are o importanță majoră, mai ales pentru adulți. Și aici este puțin greu să vorbesc pentru că există și anumite doze zilnice recomandate de magneziu, pentru că adulți au deficiență cu mult mai mare. Iar această carență pe termen îndelungat la probleme severe. Cum să vă spun, de multe ori când oamenii au o lipsă de magneziu, dar nu știu despre ea, despre această carență, decât în momentul în care acest mineral, pot să vă spun că ajunge la niveluri extrem de scăzute în corpul nostru. Iar aceste probleme, sigur, ne duc la pierderi majore pe toate sistemele. În primul rând, începând cu partea enzimatică. Gândiți-vă, acest magneziu are un rol important în peste 300 de reacții enzimatice în corpul uman, care participă la tot ceea ce înseamnă metabolism. Joacă un rol important în sinteza acizilor grași și a proteinelor în corpul nostru. Ne mai vorbim de transmiterea impulsurilor nervoase în corpul nostru. Ca și bază de magneziu, corpul uman conține aproximativ 50 de grame de magneziu, dintre care pot să vă spun undeva la 50-60% reprezintă cantitatea care este stocată în țesutul osos. Restul de magneziu, în mod normal, este prezent în mușchi, în țesuturile moi și în lichidele din organismul nostru. Una din proprietățile, să spun, principale ca și factor este faptul că acționează ca un cofactor în tot ce înseamnă moleculă, deci el este un fel de ajutor în tot ce înseamnă reacții biochimice în mod continuu prin activitatea acestor enzime în corpul nostru. Deci așadar, dacă le adunăm pe toate, exact cum am spus, ca implicare, în jur de 600 de reacții în corpul nostru, inclusiv în crearea de energie, care este una din proprietățile magneziului ca mineral, care ajută în transformarea alimentelor în energie, deja pornind din tractul intestinal. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă menținerea genelor într-o stare bună de activitate, magneziul este cel care ajută la crearea și refacerea deficiențelor la nivel de ADN și ARN în celula noastră. El este cel care ne ajută în formarea proteinelor, da? O altă proprietate importantă a lui. Și totodată în crearea de noi proteine din aminoacizi, care se găsesc și transportați de către sânge în anumite celule unde este nevoie de ei. De altă parte, ne ajută ca parte de mișcare pe zona de musculatură. Deci magneziul este o parte importantă care are un rol în această contracție și relaxare a mușchilor noștri. Un alt factor esențial este reglarea sistemului nervos.
Magneziul este un adjuvant în tot ce înseamnă reglarea de neurotransmițători, care trimit semnalele prin intermediul creierului și al sistemului nervos în tot organismul. Trebuie să vă spun că s-au făcut multe studii la capitolul magneziului și, din păcate, s-a observat pe baza acestor studii făcute în Statele Unite și în Europa, că deja 50% din populație nu își iau suficient magneziu din alimentație, care este una din problemele destul de mari în zilele noastre. Așa că au cu mult mai puțin magneziu față de doza zilnică recomandată pentru acest mineral în organism. Magneziul îndeplinește, după cum v-am spus și adineauri, foarte multe roluri în corpul nostru, începând de la buna funcționare a mușchilor până la funcționarea metabolică. Pe de altă parte, joacă și un alt rol important în absorpția, de exemplu, mineralelor precum calciul, pentru că, de exemplu, ionul de calciu, care este 2+, are nevoie de un ion de fosfor și unul de magneziu ca să ajungă la destinație. La fel și fosforul și sodiul are nevoie de magneziu ca să poată fi prelucrat de către organism. De altă parte, mai joacă un rol important și pentru vitaminele esențiale în transformarea lor în corp. Un alt rol important este în transmiterea semnalelor de la nervi la mușchi. El îndeplinește acest rol în tot ce înseamnă funcționabilitate a nervilor și a mușchilor, inclusiv pentru mușchiul inim, pentru miocard. Și totodată aș vrea să vă spun să nu uităm că în partea de ventricul stâng avem un mic depozit de magneziu în inimă, ceea ce îi asigură o sănătate bună acestui mușchi, care, sigur că, de la rândul lui, trebuie să îndeplinească funcțiile biologice de care avem nevoie. Iar, pe de altă parte, îndeplinește, ce să vă spun, are o paletă foarte largă de activitate asupra tuturor mușchilor și tuturor nervilor din corpul nostru. Pe de altă parte, toți neurotransmițătorii care sunt responsabili pentru liniștirea corpului și a minții prin transmiterea acestor semnale prin tot sistemul nervos, fără activarea care oferă acest mineral esențial, de multe ori avem lipsă la nivelul contractării mușchilor sau transmiterii pe zona nervoasă. De altă parte, din cauza lipsei acestui mineral, de multe ori corpul nostru extrage mai mult calciu din oase decât ar avea nevoie pentru a menține sistemul musculator. Sunt multe de spus despre acest magneziu. Chiar îmi vine minte, de exemplu, partea lui de distribuție a anumitor nutrienți în corpul nostru. Gândiți-vă numai să menținem un echilibru optim între magneziu și calciu, de exemplu, sau anumite vitamine, cum este vitamina K2 sau vitamina D3, oleocalciferolul. Deci magneziul joacă un rol important și pentru acestea, pentru menținerea acestui echilibru la nivelul acestor vitamine ca și absorpție în corp. Și, bineînțeles, gândiți-vă numai, dacă nu avem suficient magneziu, iar acestea nu sunt preluate de către celulă, vom merge cu o deficiență care, până la urmă, pot să producă probleme severe pe partea circulatorie. De aici se poate naște un accident vascular cerebral, un AVC, da? Sau, știu eu, poate să fie asociat, de exemplu, cu un risc crescut de infarct miocardic. Iar, de multe ori, motivele, cum să vă spun, unii oameni, de exemplu, se confruntă și cu o mare toxicitate cauzată, de exemplu, din neprelucrarea acestei vitamine D
în organism. Deci, vedeți, toți nutrienții pe care îi introducem trebuie să funcționeze sinergic, dar nu pot decât împreună cu acest ion de magneziu. Recomandarea mea ar fi ca de fiecare dată să facem anumite examinări care astăzi sunt posibile prin multe verificări medicale unde putem să vedem deficiența acestui element în corp. Pentru că altfel, ce să vă spun, sunt foarte multe studii făcute la nivelul magneziului. De exemplu, s-a descoperit prin alte studii că anumiți indivizi care au un risc crescut în organism de anxietate prezintă niveluri foarte scăzute de magneziu în organism. Pe de altă parte, când este un risc, să vă spun așa, mai de a scădea foarte mult magneziu în corp, se produce o eliberare mai crescută a adrenalinei. Iar când aceasta este foarte crescută, se produce și niște efecte nocive asupra hormonilor stresului, asupra inimii, de exemplu. Ceea ce este ca și, cum să vă spun, o măsură indirectă asupra efectelor asupra creierului nostru din cauza deficienței acestui mineral. Respectiv, pentru partea de mineralizare a oaselor, la fel, este, v-am spus și abineaur, un element cheie, pentru că fără el, de exemplu, acest element vital numit calciu nu poate să intre în oasă. Deci nu se poate remineraliza țesutul osos. Pe de altă parte, vă spuneam și adineauri de vitamina D pentru prelucrarea ei, atât pe zona suprarenală, cât și în zona rinichiului. Este problemă lipsa de magneziu. Un aport optim, pur și simplu, este asociat cu o densitate osoasă bună, da? Iar atunci nu mai se prezintă acest risc accentuat de osteoporoză la nivelul oaselor, mai ales în cazul doamnelor. După cum bine știm, la ele riscul este mai crescut, mai ales după menopauză. Așadar, magneziul este legat și de absorbția acestui element vital numit calciu. Pe de altă parte, este un foarte bun activator, să-i spunem așa, al enzimelor în procesul metabolic. Mai ales are un rol foarte bun în ceea ce privește metabolismul carbohidraților. Magneziul influențează răspunsul insulinei în corp. Așadar, gândiți-vă numai la câte persoane nu suferă din cauza diabetului de tip 2. În controlul, după cum ne știm, a cantității de glucoză din sânge, da? Important în metabolismul carbohidraților, vedeți, are acest magneziu. De altă parte, mai este încă un mineral care ajută în acest proces, dacă vorbim despre acești diabetici, este cromul. Dar cromul, iarăși, vedeți, lucrează împreună cu magneziul. Deci degeaba administrăm crom dacă nu are lângă el un anumit tip de magneziu care poate să îl ajute să se implice. Iar acesta de obicei se numește glicinat de magneziu. Deci aceasta este forma care ajută ca acest crom să regleze metabolic, vorbind acești carbohidrați. Pe de altă parte, are un rol important acest magneziu în efectul de coagulare al sângelui. Gândiți-vă numai dacă știu eu, avem o julitură, de exemplu, la nivel de piele, dar la nivel de tegument și trebuie să se coaguleze rapid acolo sângele ca să închidă, da, rana respectivă. Dacă nu avem suficient magneziu, această problemă o va rezolva destul de greu organismul. Deci va avea mult timp, va lua mult timp la dispoziție, să spun așa, ca să rezolvă această problemă. Pe de altă parte, în
dacă vorbim de reglarea și de coagularea sângelui, are un rol important acest magneziu în corpul nostru și în momentul în care se formează acești trombi. Da? Așadar, joacă la fel un rol cheie în a nu se forma acești trombi, da? Pentru că ajută în prelucrarea anumitor tipuri de grăsimi, cum este colesterolul, de exemplu, cu densitate joasă. Deci magneziu ajută în eliminarea lui, să nu rămână blocat pe artere sau pe vene. Pe de altă parte, vine multe minte despre magneziu. Mai are un rol destul de bun în, ca și rol de purificator, să-i spunem așa, în detoxifierea celulară. În toate sistemele noastre funcționale care le avem în organism, ca și parte de detoxifiere, care știți foarte bine că este esențială și importantă, pentru că dacă organismul nostru nu ar face-o zi de zi, am avea probleme severe până la urmă. Dar, deoarece toate mineralele din corpul nostru, după un timp, anumite tipuri de minerale se acumulează, după cum bine știți și calciu, da? Formează oxalat sau osteofiți, da? Ca și partea adversă, după ce prelucrează organismul. Iar aceste părți trebuiesc eliminate. În primul rând, sunt două organe care contribuie la această parte. Este vorba de ficat și de rinichi. Vedeți, de exemplu, deficiența de magneziu face ca celulele să-și piardă această capacitate de a menține concentrații normale al anumitor minerale. Iar, prin urmare, celulele noastre vor suferi din cauza acestor efecte toxice care se produc în zona respectivă. Sigur că da, avem surse de magneziu pentru organism în diferite alimente, dar aportul suficient de magneziu, pot să vă spun, niciodată nu-l putem obține din alimentele ingerate de zi cu zi. Din cauza aceasta, de exemplu, dacă avem o sursă bună de magneziu, de exemplu, eu vă pot spune câteva alimente acum care conțin surse bune de magneziu. În primul rând, sunt semințele de dovleac, care e o sursă excepțional de bună de magneziu. Cum este spanacul, cum este stecla elvețiană, de exemplu, sau la noi se spune mangold, da? Ea trebuie fiartă ca să obținem magneziu. Dacă o consumăm crudă, nu se absorbe. Avem fasolea neagră, care la fel fiartă ne dă o sursă bună de magneziu. Avem semințele de in, avem migdalele, avem cacao sau ciocolata neagră, avem avocado, ce să vă spun, sau tofu, da? Care este brânza din soia, după cum bine o știm. În varzacale, în banane, în anumite tipuri de pește gras avem surse de magneziu. Cum este macrou, de exemplu, da? Sau cum este halibutul. Avem în linte o sursă foarte bună. În năut, în mazăre, în boabe de soia, în cereale integrale. Și mai avem sursă bună de magneziu, de exemplu, și în carne roșie. În carnea de porc, de vită, de oaie, de capră, da? Deci sunt surse destul de bune de magneziu. Sigur că da, este destul de greu astăzi din cauza deficienței de elemente vitale care se găsește în hrana noastră de zi cu zi. Așadar, ca să întrunim necesarul de magneziu zilnic, e puțin cam greu. Eu v-am spus acum sursele care sunt, dar nu putem în fiecare zi să mâncăm din toate câte puțin. Este destul de greu. Așadar, sunt anumite surse de magneziu care le putem lua. Una dintre ele, care este la ora actuală, pot să vă spun acest lucru, una dintre cele mai performante, este acest Physiforte, care conține toate formele de magneziu de care corpul are nevoie rapid pentru a îndeplini toate funcțiile despre care v-am vorbit adineauri.
De altă parte, un deficit destul de mare de magneziu poate să, adică cum să spun, poate să ne afecteze destul de puternic, mai ales dacă consumăm anumite elemente care pot să scadă și mai mult acest mineral din corpul nostru. În primul rând, consumul excesiv de alcool. Da? Asta scade enorm de mult cantitatea de magneziu, dar după cum bine știți și de calciu la fel. Respectiv, tot ce înseamnă tulburări gastrointestinale, adică utilizarea anumitor tipuri de medicamente. Acum vă spun asta pentru că eu ofer magneziu la multe persoane care administrează anumite medicamente, care de altfel diminuează activitatea magneziului în corp. Așa este bine să știe toată lumea că cei care administrează anumite medicamente, e bine să aibă o sursă bună de magneziu pe lângă ele ca să nu producă deficiențe mari mai târziu. După cum vă spuneam, o altă sursă care diminuează activitatea magneziului este fumatul. Sigur că da, este vorba de tot ce înseamnă exces. Exces ce înseamnă, de exemplu, la fumători, înseamnă a depăși pachetul acela de țigări pe zi. Deci aia deja înseamnă exces și asta deja diminuează acest element din corp. Stresul, care cred că știe toată lumea, la rândul lui ne ajută ca să scădem mult ca și bază de rezervă a magneziului din corpul nostru, mai ales stresul oxidativ care îl avem astăzi de zi cu zi. Și sigur, mai avem și alte cauze care ne reduc nivelul de magneziu din organism. În primul rând, trebuie să vă spun, pentru cei care folosesc diuretice, de exemplu, trebuie să știți că aceste diuretice ne ajută ca să scadă mult și magneziul, și calciul, și potasiul, și seleniul, adică mai multe elemente le scoate afară din corpul nostru. Simptomele care sunt datorate deficitului de magneziu, în primul rând, începe cu pierderea poftei de mâncare. Alții, de exemplu, se reflectă prin greață sau vărsături. Un alt simptom puternic este oboseala și slăbiciunea. Simptomele, de exemplu, mai avansate, să le spun așa, ale deficitului de magneziu, ar fi acea senzație de amorțeală frecventă și de furnicături în membre, da? Pe zona de brațe sau de picioare, crampele musculare sau crizele de convulsii care se produc în corpul nostru datorită lipsei acestui element vital. La mulți se manifestă prin schimbare de personalitate, la alții prin modificări ale ritmului cardiac sau chiar spasme ale mușchiului cardiac. Deficitul de magneziu poate să producă inclusiv hipertensiune arterială, poate să ducă la boli cardiovasculare, la deteriorarea rinichilor și a ficatului. Vă spuneam, mai ales că sunt două filtre esențiale ale corpului nostru. Deficiență foarte, foarte mare de magneziu poate să ducă la dureri frecvente de cap, la migrene, duce la scleroze la nivel celular, din care se nasc diferite boli degenerative, cum este inclusiv și scleroza multiplă, care are multe tipuri. Duce la boala Alzheimer, duce, de exemplu, la nivel de ochi spre formarea de glaucom. Dacă mai apăsăm lângă lipsa de magneziu și deficiență de vitamina K sau de vitamina B1, de calciu sau de potasiu, aceasta duce la probleme psihice destul de puternice, inclusiv la anumite tipuri de sindrome, cum este, de exemplu, sindromul picioarelor neliniștite,
duce spre agravarea simptomelor la nivelul doamnelor la sindromul premenstrual. Duc la tulburări de comportament, la schimbări de dispoziție destul de frecvente. Duce la insomnii, la tot felul de probleme legate de somn. O deficiență și mai puternică duce spre osteoporoză. Pe partea de sistem imunitar, trebuie să vă spun că produce disfuncții destul de severe, care duc la infecții bacteriene. La partea de mușchi, pot să vă spun că duc numai la crampe musculare, la bărbați chiar duc până la impotență. Respectiv, lipsa de magneziu, care se numește hipomagnezemie în organismul nostru, în termeni medicali, este o problemă de sănătate de multe ori trecută cu vederea. În unele cazuri, de exemplu, deficitul de magneziu este subdiagnostizat, deoarece semnele evidente pe care le prezintă această carență nu apare decât atunci când, din păcate, acest element în corpul nostru are o valoare extrem de scăzută. De aceea, cum vă spuneam și adineauri, măcar o dată sau de două ori pe an, du-te și fă o evaluare la nivelul elementelor vitale ale corpului, ca măcar să se poată diagnostiza acest deficit de magneziu corect, da? Ca să nu mai producă o grămadă de probleme în corpul nostru. Sigur că da, sunt diferite doze care sunt recomandate de magneziu, care trebuie să vă spun, în primul rând, depind de vârstă, depind de gen. Foarte mulți experți care recomandă astăzi, de exemplu, de la naștere până la perioada de 6 luni, în jur de 30 de miligrame pe zi ar trebui să fie. De la 7 luni la 12 luni ar trebui undeva la 75 de miligrame. De la un an la 3 ani, 80 de miligrame. De la 4 la 8 ani, 130 de miligrame. De la 9 la 13 ani, în jur de 240 de miligrame pe zi. Iar începând cu vârsta de 14 ani, necesarul zilnic recomandat de magneziu, de exemplu pentru bărbat cât și pentru femei, ar fi în jur de 410 miligrame pe zi. Și aici, mă rog, sunt și aici contradicții. De exemplu, la bărbați între, știu eu, 18 și 30 de ani ar fi cam 400. La bărbați între 31 și 50 ar fi cam 420 de miligrame pe zi. La femei, iar la femei între 18 și 30 ar fi cam 310 miligrame, între 30 și 50 cam 320. În perioada de sarcină, de exemplu, trebuie să crească până la 4-420 de miligrame pe zi, iar la tot ce înseamnă peste vârsta de 50 de ani, la bărbați, minimul ar fi indicat de 420 de miligrame, iar la femei, de minim 320 de miligrame. Trebuie să vă spun, magneziu se găsește sub diferite forme, de aceea se poate administra atât oral, cât și prin absorție la nivel de tegument, deci prin piele, anumite tipuri de uleiuri care conțin magneziu. Sunt de obicei cam 7 forme de magneziu care pot să vi le spun, care sunt de obicei cele mai utilizate, atât în suplimenți, cât și forme care se pot găsi în hrana noastră, sau anumite tipuri de băuturi care le avem la dispoziție, care conțin derivate de magneziu. Una dintre forme este gluconatul de magneziu, unde s-au făcut chiar foarte multe studii. Cele mai multe le-au făcut pe șoareci, cei drept, iar aici au arătat ca și nivel de absorție, ca parte de biodisponibilitate pentru corpul nostru, în comparație cu alte tipuri de suplimente de magneziu utilizate până atunci,
era destul de bunicel. Alt derivat este oxidul de magneziu, care în mod normal are cea mai mare cantitate de magneziu, dar ca fiind element chimic, per greutate administrat, acesta este destul de slab absorbit de către organism. Avem citratul de magneziu, care este o sursă foarte, foarte bună de magneziu, care este, în acest caz, de fapt, este o formă de săruri, da? Care este combinată de obicei cu acid citric. Și s-a dovedit că acest citrat de magneziu este absorbit foarte bine de către corpul uman și are o mare solubilitate în apă, ceea ce înseamnă că se amestecă foarte bine cu lichidele din organismul nostru. Da? O altă formă este clorura de magneziu, care este absorbită destul de binișor, dar care mai mult lucrează ca aplicată local, mai mult pe zona de tegument. Avem hidroxidul de magneziu, o altă formă, sau se mai spune și chelat de magneziu, da? Care are și un efect laxativ pentru organism, da? Ajută foarte mult, de exemplu, mai ales ca și antiacid ca efect, adică pentru a diminua arsurile la stomac. Avem aspartatul de magneziu, care este o altă formă întâlnită frecvent. Acesta este mai slab absorbit de către organism. Și avem și așa pe formă glicinatul de magneziu, care pot să vă spun că are o rată destul de bună de absorție și are și efect laxativ mai redus, de exemplu, față de alte forme. Sigur, se mai pot povesti multe despre magneziu, dar timpul prezentării noastre trece. Haideți să vedem pe rând ingredientele care le mai conține produsul nostru. Unul dintre ele se numește L-arginină. În primul rând, e bine să știți ce este această L-arginină. L-arginina, în primul rând, este un aminoacid care pentru organism este semi-esențial. El ne susține sănătatea în anumite privințe, cum este, de exemplu, factorul că te ajută să scapi, în primul rând, de toxine. Pe de altă parte, ne susține și ne ajută în sintetizarea proteinelor principale. Cum să vă spun? Uneori, de exemplu, când arsurile sau începe partea de icter, deficiență, sau, de exemplu, din cauza unei malnutriții, adică când mâncăm foarte, foarte slab, nu alimentăm organismul cu ce are nevoie. Toate acestea, de exemplu, chiar pot opri producția naturală de arginină în corpul nostru, care, ca și consecință, în primul rând, ca simptom, trebuie să vă spun, prezintă constipația. Sau un alt simptom o prezintă alopecia, da? Calviție, căderea părului. Un alt simptom sunt problemele dermatologice. Pe de altă parte, începe să se acumuleze mai multă grăsime în ficat, dar la fel observați când rănile se cicatrizează greu. Acest aminoacid, această L-arginină, în primul rând este indicată celor care au suferit probleme hepatice sau celor care, de exemplu, au uree crescută la nivel renal sau, de exemplu, când urinez și urinez prea colorat, sau cum să vă spun, adică când se vede pe nivelul urinei că are un colorit foarte puternic, asta înseamnă că scade sintetizarea proteinelor, adică se pierd acestea. Și asta oferă acel colorit puternic.
L-arginina ne susține organismul în reglajele chimice, ca și echilibrare. În primul rând, ajută corpul să producă creatină. Adică e vorba de o proteină care este necesară formării masei musculare și care ne dă forța. Da? La fel se întâmplă și cu creatinina, adică deșeul biologic rezultat în urma acestui proces. Ca să vedeți diferența dintre ele, ca să le înțelegeți mai ușor. De aceea, de exemplu, sportivii și în special cei care ridică greutăți puternice iau suplimente de creatină și de L-arginină. Tocmai de aceea. Deci pentru ei chiar trebuie, este necesar. Beneficiile L-argininei sunt multiple. În primul rând, vedeți că ne ajută la eliminarea corectă a ureei și a deșeurilor biologice. Ne susține un echilibru chimic și previne acumularea de deșeuri. Pe de altă parte, ameliorează tot ce înseamnă simptome care sunt date de către partea de formare a argininei. Adică acea durere în piept care este o presiune puternică. Când, de exemplu, încep probleme pe zona circulatorie. Este benefică pentru organism pentru că ne ajută în reducerea hipertensiunii. De ce? Pentru că sprijină elastina vasculară. Ne ajută în caz de arsuri stomacale, în cazul deficienței hrănirii, adică acea malnutriție despre care vă spuneam. Susține creșterea musculară, menține tonifierea mușchilor. Iar pe de altă parte, este un foarte bun adjuvant în îmbunătățirea funcției sexuale, pentru că ajută dilatarea vaselor de sânge, da, și mărirea anduranței. Așadar, ca și efect, este și un detoxifiant și un protector foarte bun hepatic, să nu uităm lucrul ăsta. Deci pentru ficat este un aminoacid esențial, pentru că reduce amoniacul și alți derivați toxici de azot din organism. Da? Așadar ajută în metabolizarea lor. Ușurează pe românește munca ficatului, sau nu știu cum să vă spun mai simplu. Este un stimul foarte bun în formarea eritrocitelor, adică favorizează absorpția normală a calciului. Da? Este un antianemic. La fel, intră în sinteza fierului, mai ales la nivel de anumite coenzime care le aveam la nivel pulmonar. De obicei, ca și efect advers al L-argininei, dacă depășim doza, e destul de greu de depășit, dar se mai întâmplă cazuri. Asta este pentru persoanele care, în primul rând, dețin probleme pulmonare, cum este astmul. Aceștia trebuie să ia în calcul acest lucru și, respectiv, persoanele care sunt hemolitice, cele care, de exemplu, se coagulează greu sângele. Un alt produs este L-carnitina. Da? L-carnitina, la fel, este un derivat de aminoacid care se găsește și în mod natural în organismul nostru, dar adeseori, de exemplu, îl administrează oamenii pentru a scădea în greutate. Joacă un rol crucial în producția de energie. Prin faptul, în primul rând, că transportă acizii grași în mitocondriile celulelor corpului nostru, adică la acele mici uzine de energie, da? Care ne numim. Ele sunt aceste mitocondrii. Așadar, mitocondria acționează ca niște motoare în interiorul celulei noastre și arde aceste grăsimi, da? Acești acizi grași, pentru a crea energie utilizabilă de către organism. Corpul nostru poate, de fapt, să producă această L-carnitină din aminoacizi, cum este metionina, de exemplu, sau cum este lizina.
Pentru ca organismul să producă această L-carnitină în cantități suficiente, în primul rând avem nevoie de foarte multă vitamina C. Ce înseamnă multă? Înseamnă între 5 și 15.000 de miligrame. Deci asta aveți așa o idee. Tipurile de L-carnitină sunt multe. Avem această L-carnitină care este forma standard activă, adică această carnitină care se găsește în corpul nostru și în anumite alimente sau suplimente, mă rog. Se găsește în multe forme. Una din forme este acetil-L-carnitina. Despre asta vă pot spune că este forma de carnitină care este necesară pentru creierul nostru. Pentru, de exemplu, pentru a trata afecțiuni precum boala Alzheimer sau anumite probleme neurologice. Este L-carnitina tartrat, care este o altă formă, care este foarte benefică pentru sportivi. Datorită ei, de exemplu, are o rată foarte mare de absorpție, da, pentru organism. Este utilă și asociată cu tot ce înseamnă exerciții fizice, cum să vă spun, regulate sau pentru a avea o enduranță mai bună acest tip. Există L-carnitina fumerat, de exemplu, un alt tip de L-carnitina, care este un aminoacid care este sintetizat la nivelul tuturor celulelor și el se găsește în multe suplimente nutritive, de exemplu. Dacă găsiți această formă, o veți găsi acolo. Mai este D-carnitina, este propionil-carnitina. Deci sunt mai multe forme care ne ajută și pe zona sanguină, ne ajută și pe zona de grăsim pentru a obține mai multă energie, de exemplu, la nivelul mitocondriilor. Cea mai eficientă formă, vedeți, este aceasta L-carnitina. Da? Deci L-carnitina sau acetil L-carnitina se mai numește, care ne ajută în transportul acestor acizi grași cu lanț lung, da? În mitocondriile noastre. Respectiv, surse de L-carnitina, în primul rând, este peștele. Și ceea ce pot eu să vă spun, ca și parte de pește, vorbim de peștele de râu. Deci peștele care trăiește într-o apă pe cât posibil curată. O altă sursă este carnea roșie. Carnea de oaie, de vită, de porc, da, și de capră. Deci astea sunt surse bune. O altă sursă de L-carnitină se mai găsește și în gălbenușul de ou, care este o sursă destul de bună. Sigur, ca să știm cam câte miligrame putem să luăm din anumite tipuri de cărnuri, le găsiți pe internet, sunt grafice cu toate acestea. De exemplu, dacă avem o deficiență de carnitină destul de mare în corpul nostru, în primul rând duce la niște valori destul de scăzute de plasmă la nivelul sângelui. Pe altă parte, datorită acestui efect, se produc cardiomiopatiile progresive, pentru că în acest moment se pot dezvolta anumite bacterii în această zonă. Poate să ducă la o distrugere a musculaturii scheletice, mai ales la nivelul vertebrelor sau coastelor. Efectiv, dacă scade foarte mult, inclusiv și zona de șold și de umeri, va suferi. Dar reflexia cea mai mare o simțim pe zona de maxilar. Deci când avem o deficiență foarte mare de carnitină în corpul nostru, simțim parcă ne pârâie maxilarul. Poate ați mai avut asemenea senzație. Este momentul în care, din cauza alimentației dezechilibrate, da, pe care o ducem destul de mulți dintre noi astăzi, sigur, se poate ajunge până aici. Iar când deficiența de carnitină este foarte, foarte mare, duce la boli metabolice puternice. Da? Cum este, de exemplu, cancerul. Da?
rasa de obicei la acele persoane care deficiența o duc foarte mult timp. Adică de obicei când ajung într-o vârstă mai evoluată, atunci se produce această problemă mai mare a deficienței mari de L-carnitină. Se pot spune multe despre L-carnitină. Trebuie să știți, să nu uitați, în primul rând, are un rol foarte bun în arderea grăsimilor, da? Pe de altă parte, are un rol important pentru a produce energie, mai ales la nivelul de adenozin trifosfați, da? Care se găsesc pe membrana celulară. Deci ne ajută în producția acestora. Sigur, sunt foarte multe lucrări care sunt documentări foarte ample la nivelul L-carnitinei. Eu mi-aduc aminte prin 2006-2007, chiar s-au făcut foarte multe studii în Germania la nivelul L-carnitinei și spuneau că, în primul rând, acest colesterol cu densitate joasă, care deja este oxidat, era nevoie de L-carnitină pentru a fi eliminat mai ușor. Adică acest studiu spunea, făcut de către nemți în mai multe etape, chiar au demonstrat cât de practic este acest element pentru corpul nostru, pentru cei care au un cumul mai ridicat al acestor grăsimi în organism și care nu mai știu ce să facă. În cazul diabeticilor, de exemplu, s-a făcut un studiu în Statele Unite și s-a demonstrat că cei tratați cu L-carnitină au produs un nivel mai scăzut al gliceniei în sânge. Așadar, și pentru diabetici este un element benefic. La fel pentru creșterea calității lichidului seminal, da? Pentru combaterea infertilității masculine. Este foarte importantă, mai ales pentru tratarea disfuncției sexuale sau erectile. Deci este propionil L-carnitina și acetil L-carnitina, ca să știe și domnii, da? Sau doamnele care doresc să aibă domnul eficiență mai bună pentru ele. Adică, pe scurt, v-aș putea spune ca și un fel de activitate, ca și o viagră, da? Poate așa e mai simplu de înțeles. Respectiv. Avem un alt ingredient foarte important, se numește superoxid dismutaza, care este o enzimă foarte importantă în organismul nostru. Iar aici, eu v-aș spune așa mai simplu un pic. Cred că cu toții am auzit că femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Oare v-a spus întrebarea de ce? Răspunsul e chiar în genele lor, ale doamnelor. Astăzi știm secretul. Că s-a dezvăluit. Așadar, este vorba de durata de timp în care putem fi mai bine, mai sănătoși, mai fericiți. Putem să funcționăm mai ușor. Este datorată, în primul rând, aceste enzime minune. Această enzimă care ne menține o viață mai lungă. S-a făcut o cercetare la nivelul superoxid dismutazei într-un oraș în Spania, în Valencia, da? Un oraș antic roman, fost roman, care astăzi e spaniol. Au descoperit acest factor de ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. În această descoperire s-a arătat că doamnele supra-dezvoltă o genă care declanșează producția acestei superenzime, care extinde viața doamnelor. Aceste rezultate care au scos la nivel acest factor, au ajuns la Federația Europeană a Societății Biochimice. Și aici, un număr mare de medici
care încă erau în întuneric la acest capitol și când au auzit de această enzimă matusalemică, cum au numit-o, da? Păi de-aia i-au dat denumirea asta că vine de la Matusalem, știți, cel care a trăit aproape 1000 de ani. Și atunci au dat seama că stimulând această enzimă în corpul nostru, avem ocazia de a ne îmbunătăți calitatea vieții. Tot ce putem ca să primim ca și forță de activitate de la această superenzimă, care înseamnă rezerva de energie celulară, această enzimă cercetători au numit-o superoxidismă. Așadar, în primul rând, trebuie să vă spun că este un foarte mare luptător împotriva radicalilor liberi din corpul nostru, această superoxidismutază. Ea este cea care ne sprijină, în primul rând, sistemul imunitar ca activitate. Și chiar este, probabil, este numărul unu, asta ar putea spune, ca și parte de efect antioxidant în corpul nostru. Sunt mulți antioxidanți care introducem noi în corp, care au anumite eficiențe, le spunem așa. Deci prima, vedeți, este superoxidismutaza. O să vă spun că un alt antioxidant este catalaza din punct de vedere chimic, care este destul de bună, excepțională, care o parte din ea se numește resveratrol, cred că ați auzit de ea. Altă parte este glutationul, da? Care la fel este excepțional. Sau enzima Q10, glutation, care este o parte foarte puternică la rândul ei. Mai sunt carotenoizii, este vitamina E, flavonoizii, mă rog, minerale, proteine, sunt multe ca și parte de antioxidare. Dar cea mai puternică, rețineți, este această enzimă minune, numită superoxidismutază. Ne ajută, în primul rând, la o sănătate bună și optimă a vaselor de sânge. Foarte multe studii clinice au demonstrat acest factor. De exemplu, într-un studiu, mi-aduc aminte când citeam un studiu despre ecografie făcută pentru a verifica, de exemplu, arterele carotide din jurul inimii, la pacienții care au administrat această superoxidismutază și au menținut perfect arterele sănătoase, în comparație cu cei care nu au administrat această enzimă și doar au luat o parte mică din ea, doar din alimentația bazală de zi cu zi. După cum vedeți, eu nu știu, că sunt foarte, foarte multe studii și chiar nu vreau să mă întind, trebuie să vă spun că are un rol extrem de important în ajutor pentru sistemul imunitar, circulator, respirator și urinar, această superoxidismutază. De altă parte, încă lucrul ăsta voi mai spun despre asta, deci că trece vremea, sunt extrem de multe care îmi vin în minte despre superoxidismutază, dar trebuie să vă spun că are un rol la fel de important și pentru transmisiile pe zona de măduvă de pe coloana vertebrală, deci măduva spinală. Deci este o enzimă chiar minune. Iar la momentul pentru cine a fost creat produsul acesta fizic, că pot să vă spun în primul rând pentru cei care au nevoie de mai multă energie pentru a-și desfășura munca de zi cu zi. De altă parte, pentru persoanele din punct de vedere ca și activitate fizică, da? Mai ales în Europa, se spune că persoanele active, magneziul esențial pentru bună funcționare a celulelor și pentru procesul de diviziune celulară este esențial. Pentru cei care, sigur că da, vor să-și petreacă mai mult timp viața lângă cei dragi, da? Pentru a avea un echilibru mai bun.
de altă parte, pentru cei care iubesc cafeaua, da? La fel, se spune că un consum exagerat de cafea, da, ne ajută ca să eliminăm mai multe lucruri din corp, adică excesul de cafea. Din momentul în care avem aceste ingrediente în organism, nu se ajunge la nivelul de exces, la nivelul cafelei. Pentru toți cei care, de exemplu, doresc să își întrețină o musculatură aproape perfectă, da, sau pentru cei care practică anumite sporturi la acest nivel. Pur și simplu, pentru cei care vor să trăiască mai sănătos, produsul acesta fizic foarte, având aceste ingrediente cheie pentru sănătate, ne ajută în tot ceea ce înseamnă procese metabolice ale organismului, ne ajută în tot ce înseamnă extenuare, oboseală datorită stresului oxidativ, în a menține nivelul echilibrului electrolitic, care este esențial și funcțional pentru tot ce înseamnă corp, pentru tot ce înseamnă mușchi, sistem nervos, oase, dinți, da? Deci are un rol esențial acest produs fizic în a ne menține o stare bună, psihică și optimă, după cum îi spunem noi, de zi cu zi. Dar produsul nostru are un conținut de 70 de grame per cutie, iar aici vorbim de 14 tablete efervescente a câte 0,5 grame per tabletă, ceea ce înseamnă că o tabletă solubilă dizolvată într-un pahar de apă, aproximativ 100-150 de miligrame, este efervescentă, deci se dizolvă foarte ușor și se consumă una pe zi pentru o menținere optimă a organismului. Când vorbim de deficiențe majore ale magneziului în organism, e bine de administrat chiar două tablete pe zi. Vorbim aici de probleme severe, da? Dar eu vă mulțumesc pentru atenția acordată.